Mulțumesc, Părintele Mihai, pentru rezumatul cărții foarte pe scurt. Să știți că totul a pornit în anul 2017, când la emisiunea, pentru emisiunea Mărturii și Evocări, fiind producătorul emisiunii în cadrul televiziunii Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, a trebuit să facem interviuri cu foști deținuți politici. Și în Mărturii și Evocări trebuiau să apară aceste evocări ale lor și mărturiile celor care trăiesc, care mai trăiesc. Și având în vedere că știam că în anul 1996, în jur de 30.000 de deținuți mai erau în România, iar în 2017 mai erau în jur de 3.000, am zis, hai să încerc să fac cât mai multe interviuri. Nu prea am reușit să fac atât cât de multe mi-am propus eu. Însă am făcut în jur de 50 de interviuri, să știți, unele mai impresionante decât celelalte. De ce? Fiindcă mărturiile lor au fost, pe de o parte, destul de dramatice, terifiante chiar, pentru o persoană care ascultă prima oară despre acest fenomen. Și, pe de altă parte, am putut să observ la unele persoane o trăire duhovnicească atât de intensă, o credință atât de puternică și o conștientizare a faptului că Dumnezeu lucrează în lume și este prezent în viața omului, atât de puternică încât am rămas surprins. Ceea ce îmi spuneau ei, ceea ce aveau să mă mărturisească, eu descopeream prin sinaxarele Sfinților, prin minei și sinaxare sau vieți de Sfinți. Unii dintre ei, într-adevăr, transmițându-i acel soi de energie duhovnicească pe care am trăit-o doar în preajma marilor duhovnici ai țării. Vizitând multe mănăstiri, am văzut și oameni mai îmbunătățiți duhovnicești. Ceea ce am trăit lângă ei, am trăit lângă aceste persoane. Desigur, unii, citind volumul, ne-a zis, Părinte, nu e așa că Părintele Nicolae Bordașiu a fost cel mai. Alții, nu e așa, Părinte, că Doamna Aspazia Oțel Petrescu este o sfântă și nu știu ce. Fiecare privind diferit lucrurile. Cu siguranță, mulți dintre ei au avut o viață îmbunătățită. Și 30, cei care m-au impresionat pe mine cel mai mult, acum, la 30 de ani de la căderea comunismului, interviurile lor, mărturisirile lor, eu apărând în reverendă și având alte întrebări față de, pe care mi le-am propus de la bun început, față de ceilalți jurnaliști, deși și eu veneam în calitate de reporter sau reporter de investigație, oarecum să aflu adevărul istoric sau ceea ce s-a întâmplat atunci, ei s-au deschis ca la spovedanie. Întrebările pe care le-am adresat eu au avut răspunsurile mult mai bune sau mai frumoase sau decât mă așteptam eu. Și de aceea am reușit împreună să avem un interviu, niște discuții destul de tainice. Și deschizându-se atât de frumos, am intrat în această atmosferă a carcerelor, a vieții din celulele comuniste, din lagărele comuniste, din coloniile de muncă care le-au pregătit comuniștii. 72 de lagăre de colonii de muncă, 44 de închisori, mii de oameni încarcerați. Sunt persoane care au trecut prin Pitești, cum e domnul Radu Ciuceanu, și care vorbesc despre reeducarea de acolo, despre faptul că de multe ori erau scoși din celula, din salonul 4 spital, unde în urma lor rămâneau bălți de sânge și o masă de carne. Vă dați seama că unii oameni mureau acolo. Mulți mi-au relatat cum era în Neagra din Jilava. O parte dintre noi am fost acolo. De aceea, Părintele spunea că ei sunt și, o parte dintre ei sunt cumva, mărturiile lor sunt în acest DVD. DVD care se intitulează Mărturisitori ai temnițelor comuniste. Ei, Biserica, odată, în 2017, odată ce a declarat anul comemorativ, și eu m-am citat totodată, al mărturisitorilor,
termenul acesta de mărturisitori a devenit cumva destul de uzual și în presa laică. Și de aceea noi îi numim mărturisitori. Știți de ce? Majoritatea dintre ei au fost închiși din punct de vedere politic, dar persecutați odată ce s-a închis ușa celulii din punct de vedere religios. N-avei voie să te rogi. Doamna Spazia a botezat o fetiță cu doamna Zoie Rădulescu. Am făcut o seară catehetică cu dânsa. Doamna Zoie a fost încreștinată. Doar părintele Nicolae Steinhardt s-a botezat în celulă. Au fost zeci de cazuri. Tot aici sunt trei cazuri de copii. Doina Ciucănaru, Elena Budimir și doamna Zoie Rădulescu, care au fost născuți în celulă. Au fost născuți și au trăit lângă mamele lor un an, un an jumate, doi ani, fiindcă dacă îi dădeau să fie crescuți în centre de copii, în acele, nu le pot numi, nici nu știu cum să le numesc, locuri în care se duceau copiii, soarta lor fiind foarte indecisă, foarte, nimeni nu știe, cauți în dosare nume de copii și nu știi când li s-a schimbat numele, unde au fost duși, ce s-a întâmplat cu ei. Foarte multe mame care au lăsat copiii autorităților nu și-au mai găsit. De aceea, multe mame deținute politic au vrut să păstreze copiii. Și de multe ori gardienicele erau foarte dure cu aceste mame. De ce? Fiindcă nu cedau copiii, le tăiau și rația de mâncare sau le dădea foarte puțin. Și atunci, toate aceste lucruri, evident că îngreunau viața de celulă. După ce erai bătut, după ce erai trezit la bunul plac al Gadrian, la 3 dimineața, să faci nu știu ce exerciții fizice sau ce vreau ei, ți se tăia și rația de mâncare. Și dacă trebuia să alăptezi un copil, vă dați seama cât de dificil și cât de greu era pentru acele mame și pentru acei copii. Doamna Zoie ne spunea aici, la seara catehetică, că în momentul în care a scos-o din celulă, ea se ferea cu mânuțele, la un an jumătate, să nu fie lovită de vânt, de adierea vântului. Ea nesimțind cum este să adie vântul. Nu știa întreba de ce este acea lumină pe cer, cum se numește lumina aceea. Ea nevăzând lumina soarelui vreodată. Și tot ea spune, jumătate de an a trebuit să mă apropii de unchiul meu care avea barbă, eu stând numai cu femei, nevăzând niciodată cum arată un bărbat. Pentru mine era o imagine cu totul nouă și nu puteam să mă apropii. Și două săptămâni s-au chinuit să îi diversifice mâncarea. Pentru că ea vroia acel turtoi, nenorocit, cum îi spune ea, care era dat zilnic în temnița comunistă. De regulă, mărturiile sunt destul de triste. Unele sunt și frumoase. Parcă ne bucurăm când vedem minuni. Sunt zeci de minuni relatate aici. Indiferent de cum ați privi, cât de pesimist ați privi, minunile sunt foarte concludente și ușor de demonstrat. Într-adevăr, s-au petrecut acolo minuni. Și chiar dacă toată această lectură e puțin mai greu de digerat sau de lecturat, de citit, ne întristează, poate pe unii foarte îmbunătățiți duhovnicește, chiar poate să fie puțin toxică această lectură. Însă să știți că este de mare folos duhovnicesc la sfârșitul lecturării acestor pasaje, care fac parte dintr-o istorie nescrisă încă, dar un adevăr istoric mărturisit, relatat. Eu sper anul acesta să susțin lucrarea de doctorat Martiri și mărturie creștină din temnițele comuniste din România, în care arăt, demonstrez că au fost 5 etape de transformare interioară a lor și unii dintre ei au ajuns sfinți. Sau sunt mărturisitori și au fost mucenici, mai ales cei pe iada de oameni care, pentru credință, au fost omorâți, că au fost găsiți, că citeau Sfânta Scriptură, lucru care era interzis, că
au fost găsiți că se rugau sau că așa au făcut dintr-un os găsit într-o ciorbă și au făcut o cruciuliță și o purtau la gât. Toate lucrurile acestea, după o astfel de constatare, dacă erau bătuți atât de când încât ei mureau după 2-3 zile, nu putem să-i numim decât mucenici sau mărturisitori, martiri. Dacă luăm orice dicționar de teologie și de laic, vedem că termenul de mucenic este egal cu termenul de martir, e același lucru. Și au fost pur și simplu martirizați acolo. Nu mai zic de ceea ce s-a întâmplat la Pitești. Dar nu numai la Pitești, acolo a fost o perioadă foarte scurtă de timp. Dar ceea ce s-a întâmplat din 1945 până în 1989 a fost ceva de nedescris în cuvinte. Deși este o lectură poate care ne întristează, eu și cu asta închei, am cercetat dosare din arhiva CNSAS. Și vă spun, vă mărturisesc și eu că mi-a fost extraordinar de greu să citesc unele lucruri. Pur și simplu m-am intoxificat eu cu atâta nedreptate. Pur și simplu s-a revoltat orice, nu știu, tot în mine când am văzut câte nedreptăți. Când am văzut că viața unui deținut atârna de starea gardianului din acea zi. Se întreceau câte capete omorau și câți oameni duceau după miezul nopții și le aruncau în râpa robilor sau le îngropau pe lângă colonii. Martirologiile ridicate pe mormintele sfinților în primele secole creștine, apoi cunoscutul martirologiu făcut de împăratul Constantin cel Mare și după aceea a ieșit biserica din catacombe, tot pe mormintele martirilor, ridicându-se mici paraclise, bisericile apoi, sunt dovada că biserica creștină are fundamentul liturgic pe aceste vieți ale oamenilor care au dat totul, inclusiv viața pentru credința în Mântuitorul Hristos. La fel și ei nu sunt departe de aceste sinaxare. Cred că atunci au fost cred că atunci au fost mai puțin martirizați decât s-a martirizat acum, când Europa era creștină, Rusia era creștină, cele 27 de țări erau creștine, care au intrat sub dominație comunistă. Și aici, vă dați seama, câteva miliarde de creștini au trebuit să suporte o ideologie totalitaristă, impusă prin violență, total atee. De aceea cred că dacă am lua fiecare caz în parte, sunt multe nescrise, sunt multe fără dovezi, doar știi din amintirile unora care mai trăiesc, dar n-au avut niciun act. Sunt oameni încarcerați fără să se întocmească vreun act. Sunt zeci, sute de oameni care au fost încarcerați fără să li se facă o fișă penală. Adică, pur și simplu, așa au fost găsiți, au fost luați mai mulți și încarcerați. O persoană, fiindcă avea exact același nume și prenume cu alta, spre exemplu Ion Popescu, a fost încarcerat și a stat 4 ani, fiindcă, din greșeală, s-a dus la alt Ion Popescu. Adică l-a luat pe el. El, nefiind, a fost catalogat imediat ca dușman al poporului. Da. Și a fost închis. Zeci de preoți aveau să facă detenție politică și să fie trimiși în tot felul de colonii de muncă. Este cunoscută Brigada H de la canalul Dunărea Marea Neagră, de pe canal, care a luat salva de lagăre și până n-au murit toți, nu s-au lăsat. Preoți care au fost închiși doar fiindcă predicau. Din cauza că predicau, făceau propagandă religioasă și erau dușmanii poporului. Cei care promovau, iată, libertatea, egalitate socială, aveau să demonizeze efectiv societatea, să o transforme atât de mult, încât, iată, astăzi, România are sate care sunt sate parazite,
Majoritatea au plecat imediat, au plecat în exil, au plecat la muncă, din punct de vedere financiar nu se descurcau odată și din frica de a nu fi persecutați, de a nu se repeta ceea ce, de a nu reveni comunismul în România, au fugit în afară. Din cei intervievați care au copii, doar două cazuri au copii în țară. Restul copiilor lor sunt toți în afară, realizați în afară, ingineri, profesori, doctori, dar sunt toți în afară. Și dacă la ei atât de mare este aproape 90%, dar păi, dacă luăm, eu n-am făcut un calcul sau n-am stat și nu am să fac lucrul acesta, dar foarte mulți sunt plecați în afară, știm că un număr mare au plecat și din cauza libertinajului acestuia, pentru că neavând libertate, presa fiind cenzurată și cenzură peste tot și constrângeri peste tot, lumea a simțit nevoia să fie liberă. N-aveai voie să gândești? Vă dați seama. Erau gardieni care torturau preoți, fiindcă ei considerau că aceștia se roagă în gând după stingere. Și îi luau și îi torturau. Știu eu că te rogi, la izolator. Știu eu că 7 zile fără mâncare, fără apă. Deci vă dați seama unde s-a ajuns cu ura și violența cât de mare. Scria la un moment dat pe o placă unde erau duși la tortură și una dintre torturi era electrocutarea. În timpul electrocutării n-aveți voie să urlați sau să zbierați. Vă dați seama ce nici nu știu, ce nimicnicie umană. Ce tortură psihică numai să vezi lucrul acela. Cum? Păi dacă mă bați, nu urlu de durere? Da. Multe astfel de lucruri sunt aici în acest volum. Acum nădăjduiesc ca lumea să afle cât mai multe lucruri despre acest fenomen. Mărturisitorii la un moment dat să-și primească locul lor bine meritat în pleiada sfinților care au mărturisit credința în perioada comunistă și au murit pentru ea, mulți dintre ei, și eu am avut folos duhovnicesc în urma discuției cu ei și m-am schimbat și eu. În seminar ne impuneam să ne rugăm cât mai mult, să fim pilde pentru ceilalți, să slujim cât mai frumos când vom fi preoți. Lucrurile acestea noi ni le impuneam, dar odată cu trecerea timpului am sezizat că nu le-am făcut atât de bine cât de mult ne-am fi dorit noi. Și o concluzie generală. Însă, cunoscând și cercetând acest fenomen și scoțând la iveală lucruri de o profunzime duhovnicească cu totul aparte și vorbind despre minuni, cred că am avut un mic curcuș duhovnicesc și eu și cred că toți cei care vor citi aceste rânduri vor avea un folos duhovnicesc. Dacă pe mine m-au trezit la o anumită realitate și conștientizare, am aflat lucruri care sunt rețetele de supraviețuire în situații limite și multe altele, cum să te rogi profund, multe, multe altele, cu siguranță și pe cei care vor urma după mine, generațiile următoare, cumva va trezi acest fenomen la realitate. Eu n-am cunoscut nici familia, nici școala, în biserică foarte puțin am aflat de acest fenomen. A trebuit să-i cunosc pe acești frumoși bătrâni din închisori, care mi-au relatat niște lucruri inimaginabile, nici nu m-am gândit vreodată că cu un om poate să chinuie alt om, spre exemplu, sau că o familie poate să fie, poate să moară în drum spre că a fost dusă în bărăgan și le s-a confiscat totul și ei, cu o căruță, cu un cal, erau duși și exilați. Acolo lăsați într-un câmp. Deci lucrurile acestea eu nu le-am cunoscut, iar aici sunt și cazul deportaților și cazul copiilor născuți în închisoare, clerici, laici, monahi, monahii, cam toate categoriile sociale, intelectuali, oameni simpli, țărani. Sper ca toți cei care veți lectura sau care veți parcurge orice carte legată de memorialistică, de fenomenul comunist,
să înțelegeți pe deplin de ce, fiindcă ar trebui să cunoaștem aceste lucruri pentru a nu mai repeta greșeala celor care au crezut în acest program de guvernare numit comunism. Și mulți dintre ei aveau să suporte consecințele și sperăm să nu se mai repete vreodată în istorie nici ceea ce au făcut naziștii și cu atât mai mult nici ceea ce au făcut comuniștii. Mulțumesc, cam atât. Noi, Părintele Mihai m-a invitat și m-a rugat să aduc și filmul documentar care s-a prezentat, care l-am mai prezentat, dar și s-a dat și în ședința solemnă a Sfântului Sinod. Însă, cred că mai bine îl urmăriți dumneavoastră întreg filmul și am preferat să vorbesc eu puțin mai mult pentru a înțelege și dumneavoastră, a cunoaște așa pe ansamblu fenomenul și pentru a vă stârni curiozitatea să-i vedeți pe cei care mi-au acordat aceste interviuri. Cam atât. Sunt niște întrebări acum. Da, întrebări. Dacă sunt întrebări... Sigur sunt întrebări.